ce reprezintă el. Definiția și conceptul acestui forum. Forumul de societate civilă este un organism apolitic care reușește reunește reprezentanții societății civile într-un cadru de dezbatere publică, de acțiune comună, dedicată valorificării plenare, a potențialului uman și resurselor creatoare pe care comunitatea le deține în ansamblu ei. Iată, pe scurt, o definiție simplă, ce este forumul. Pentru ca să poată exista, îi trebuie și o sigla. Sigla acestui forum, după cum vedeți pe ecran, centrul acestei sigle este familia. Avem aici o statuie ce reprezintă simplu familia. Este o creație a unui artist plastic pe numele lui Daphnel Duină. Este o capodoperă a vulcanului și este așezată chiar în fața primăriei. Peisajul montan este tezaurul nostru natural din vasul vulcan, totodată resursa noastră de dezvoltare economică, turistică și culturală. Cele 7 culori. Întotdeauna ne uităm când după o ploaie apare soarele și vedem curcubeul. Și tare ne minunăm că noi nu reușim să realizăm ceea ce Dumnezeu face. Dar să vedem pe fiecare sau fiecare culoare ce reprezintă ea. Roșu. Activitățile agricole, meșteșugărești, cele productive industriale, mai pe scurt, muncitori și țărani. Portocaliu. Sindicate ONG-uri. Galben. Comunicarea, adică mass media, educația, învățământul. Verde. Sănătate, medici, corp medical, cruce roșie. Albastru. Activitatea artistică. Tot ceea ce ține de activitatea culturală, creativă, arte. Activitățile creative, inclusiv cele tradiționale, respectiv ale momorlanilor. Indigo. Lumea filozofică, științifică. Violet. Lumea spirituală. Preoți, pastori. Iată, pe scurt, am descifrat și fiecare culoare ce reprezintă și pe cine reprezintă. Am ajuns în această etapă după consultării pe care le-am avut cu mulți dintre cei cu care astăzi suntem împreună. Am înțeles că societatea civilă din Vulcan dorește crearea acestui forum. De aceea, înaintea zilei de astăzi, împreună, pornim la drum. Am făcut și un chestionar între cadrele didactice. Considerăm că școala sau cadrele didactice avem, într-adevăr, intelectualitatea, majoritatea intelectualității dintr-o comunitate. Și de acolo am extras toate acele filețele pe care dânsele și dânsii și-au spus cuvântul și acum am extras că da, este nevoie de acest forum. Să mergem mai departe. Ce obiective am avea noi cu acest forum de realizat?
Primul, identificarea tuturor actorilor locali care reprezintă societatea civilă pentru construirea spiritului comunitar, prin ridicarea tuturor barierelor de comunicare și prin promovarea identității locale. Este primul. Doi. Realizarea unui primar armonios în viața comunității, în acord cu aspirațiile celor ce locuiesc, creaz, muncesc și doresc să petreacă timpul liber aici, în Vulcan. Identificarea comunităților asemănătoare Vulcanului, atât intern cât și internațional, împreună cu care să se elaboreze proiecte comune de dezvoltare comunitară. Stabilirea unui cadru de comunicare directă între diferitele grupuri de societate civilă, organizarea de acțiuni comune care să determine transformarea la nivelul de mentalitate, de dialog, de acțiune practică și constructivă între membrii comunității. Dezvoltarea unor proiecte comune prin intermediul parteneriatelor public-privat în domeniul social, cultural, de mediu, educație și religios, cu efecte inclusiv în plan economic. Impulsionarea creativității în toate grupurile existente, prin acțiuni specifice, concursuri, seminarii, evenimente, spectacole locale, festivaluri, expoziții, acțiuni practice în teren, participări la manifestări asemănătoare din alte părți, care să urmărească atragerea participativă a unui număr cât mai mare de locuitori ai Vulcanului. Construirea Consiliului Consultativ, alcătuit din toți reprezentanții societății civile, care doresc să facă parte din acest organism local, și desemnarea președintelui onorific al acestuia. Stabilirea grupurilor de lucru, stabilirea programului de acțiune comune, elaborarea de proiecte comune pentru teme generale ale comunității sau pentru teme ale unui grup de lucru. Valorile promovate. Spirit de inițiativă, creativitate, respect, responsabilitate, empatie, entuziasm, acțiune, spiritul de apartenență la comunitate. Cuvintele cheie. Inițiativă, entuziasm, colaborare, comunitate. Lucrurile nu sunt greu de făcut. Ceea ce este greu este să te pui în stare de a face, a le face. Și spune Constantin Brâncuș. Și ultima, noi putem, știm și merităm să construim acest forum comunitar. Iată în câteva cuvinte ceea ce am dorit noi să constituim la nivelul municipiului Vulcan. De multe ori auzim într-o parte și alta comentarii pe marginea unui subiect că învățământul mere prost,
că salariile sunt mici, că este dezordine, că nu este curățenie, că am vrea altfel să ne construim viitorul, că nu ne place ceea ce se face. Foarte multe lucruri care se discută între oameni. Ba în colțul de la Ciupercă, ba la Birt, ba la nu știu unde, de la colțul. Acest forum face ca la aceste întâlniri oamenii poate să discute direct și să aibă aceste replici unul de la altul și se pot lămuri foarte multe lucruri. De ce oare eu fac lucrul acesta? Și vine omul și îți explică, iată, acest lucru fac pentru că așa e mai bine, așa e mai corect. Și atunci singur el înțelege și lămurește încă două, trei persoane. Niciodată o dezbinare a unei comunități nu va avea succes și nu va avea progres. Progresul acolo va fi unde lumea este unită, unde discută problemele comunității, decid ceea ce trebuie făcut și din acel moment toată lumea respectă ceea ce au hotărât. Luăm întotdeauna exemplu de la nemți. Sigur că da, lor. Punctualitate, fermitate, în tot ceea ce fac, două lucruri spun. Aici am fost cu doamna directoare de la liceu și cred că a mai fost încă cineva cu noi aici, probabil, în Austria. Vreau să vedem care este modalitatea prin care elevii în Austria, într-o țară, noi spunem, vestică, liberă, care este modalitatea de lucru în școală, a profesorilor, a elevilor? Ce fac ei? Este atâta de deștepți copiii de acolo. Nimic mai mult ca noi în România. Să nu credeți că au ceva mai mult. Că n-au băncile care le mai avem noi încă. Da. Sunt mai dezvoltate. Nu să nu uităm că e operat tot ce fost după război. Noi trebuie să le facem din nou. Da. Avem marea capacitate a profesorului să-i educe, să-i învețe și să fim mai buni pe ei. Și știm cu toții că tot ce pleacă peste granițe sunt primiți cu brațele deschise. Oare chiar credeți? Nu, fac o paranteză. Nu tot ce zboară dincolo. E tot ce pleacă. Că sunt unii care zboară. Deci, îți primiți cu brațele deschise pentru că nu sunt pregătiți? Nu cred. Ba mai mult vedem că pleacă personalități. Din medicină, din învățământ, din educație și mai departe. Acest lucru, sigur, îl observăm de mai mulți ani încoace și nu putem să stăm cu mâinile încrucișate, să vedem cum se deplasează un număr foarte mare de personalități pe care noi am pregătit comunitățile. Am cheltuit bani în școală, cu profesori, cu primărie, alimente, ținuți și așa mai departe. Și când am avea și noi nevoie de ei să ne slujească comunității noastre, nu mai sunt. Pentru că au plecat că se plătește mai bine acolo. Ce ar trebui pentru toate astea? Ei au fost, sigur, un pic mai liberi. Și noi, dacă astăzi, sau parcă mai bine zis, dacă ei era
noi astăzi eram aceiași oameni, nu, care au fost cu mintea de atunci, dacă ne puteam trece să ne schimbăm mentalitatea peste noapte, eu vă spun că eram înaintea nemților și înaintea austriecilor. Dar noi 20 și ceva de ani ne-am dus înapoi. În învățământ, în agricultură, în industrie, în ce vreți dumneavoastră. Am demolat tot, sunt fiere vechi și acum n-am avut nimic. În agricultură am împărțit tot felul de franjuri, pământurile și saporul, cresc buruienile pe ele. De la țară au plecat, cum zice și cântecul, de la țară plec și domnii. Au plecat majoritatea copiilor la orașe, n-avem ce să dăm, îi ținem la ajutorul social și acum nici cine să lucre. În învățământ, prost plătit, unde ați mai văzut acum astăzi un profesor să stea după masă, cum stătea cu noi care nu ne-am făcut temele, să stea după masă la meditații și să nu pleacă el o casă până nu știe lecția. La dracu. Nu mai face nimeni nimic. Ore după... Acum a spus de un an, doi. Asta vă spun, că dacă se întâmpla asta după Revoluție imediat și se mențineau anumite obicei ale profesorilor, învățătorilor, mai exigenți cu copiii, astăzi n-aveam atâția să se drogheze, n-aveam atâția care fumează în spatele liceului sau în școlile generale. Haideți să vedem lucrurile reale. Aici aș dori să discutăm ce simțiți. Nu ce ați vrea să se audă. Că ce vor să se audă, spună eu acolo, la politică. Aici este comunitatea. Ia, spune cuvântul. Cum vrem să vedem comunitatea noastră? Cum vrem să vedem noi tinerii noștri în viitor? Ce trebuie să facem ca acești tineri să urmeze cursul unei societăți civile? Mâine, păi mâine ei vor fi care ne vor conduce. Eu mă bucur că locuiesc într-un oraș în care avem un primar care, chiar dacă nu am avut acest forum așa cum ne întâlnim acum, este profund implicat, mă refer la ceea ce înseamnă viața școlii. Fiindcă ni s-a ridicat mingea la fileu și sunt bucuroasă că ai mei colegi dragi dascăl sunt aici alături în această sală, dovedim că educația suntem majoritar și nu ne este indiferent în ceea ce privește viitorul acestei comunități. Nu cred că vă puteți imagina o lume fără educație, o zicea și Ellen, încearcă să vezi ce se întâmplă dacă nu dai educație. Și fiindcă domnul primar mi-a ridicat mingea la fileu, aș dori să spun că eu pe acești colegi ai mei cunosc de foarte mult timp și sunt niște oameni dedicați acestei comunități. Fără dascăl nu se poate. Dar cu ceea ce ne confruntăm noi și poate noi acest forum, putem să schimbăm această percepție greșită asupra ce înseamnă educație. Principalul actant în educația și dezvoltarea unui adolescent, a unui copil, este în primul și în primul rând familia. Se pare că centrul de greutate al educației, de foarte mult timp, și dați-mi voie să spun că noi suntem aici mulți care lucrăm dinainte de Revoluție, și uram acea propoziție care se spunea, așa te-au învățat la școală? Nu este corect. Profesorul, da, este nu numai transmițător de profesor, el este în primul și în primul rând educator și cea mai nobilă meserie este meseria de dascăl, fiindcă el
formează personalități și caractere. Dar și părintele trebuie să fie implicat. Ideea mea ar fi, fiindcă la noi la școală există formalitatea și copiii, colegii mei o știu foarte bine, se încheie un acord de parteneriat în momentul în care se înscrie copilul la școală. Foarte bună pe care ați avut-o, sincer să fiu așa de în timp. În activitatea mea extraprofesională, vin din această latura voluntariatului și să zic că sunt unul dintre persoanele cu responsabilitate civică. Așa cum vă spuneam, e foarte salutantă această inițiativă pe care o aveți. Am dorit ca toți cei care suntem astăzi aici să încercăm să facem tot ceea ce credem că putem să facem cu resursele noastre pe care le avem și să aducem plus de valoare comunității noastre. Pentru acest lucru, cred că ar fi foarte important să știm de la bun început drumul pe care plecăm. E foarte important de știut ceea ce resursele pe care le avem, e foarte important de știut ceea ce ne dorim să atingem în urma proiectelor pe care, cu siguranță, le vom desfășura în cadrul acestui forum. E foarte important de știut că trebuie să fim necondiționați de anumite părți materiale. Deci spun eu că asta cred că va aduce mai mult plus de valoare în tot ceea ce noi urmăm să facem. Deci venim în acest forum dezinteresați, fără interese materiale sau cu atât mai mult orice alt beneficiu. Vedeți? Activitățile care eu și colegii mei le-am desfășurat și le desfășurăm în continuare la Crucea Roșie și nu vreau să implic această organizație în discuția mea, e doar un simplu exemplu, putem să facem, deci noi chiar facem de o perioadă de mai bine de 20 de ani de zile, muncă de voluntariat în folosul comunității dezinteresați, fără niciun fel de interes și treaba merge foarte bine. Avem o resursă umană, avem foarte, foarte multe talente, avem multe lucruri de rezolvat împreună în această comunitate, pe lângă primărie și Consiliul Local, deci cred că putem să facem lucruri minunate. Important e să știm cum ne coordonăm, de unde plecăm și unde vrem să ajungem. Așa cum spunea și doamna profesoară Malvina Socaci, e foarte important să exploatăm favorabil resursele de intelectualitate care le avem în municipiul nostru, dar trebuie să nu uităm că plecăm de la probabil un procent de 70-75% oameni care vin din de activitate mai rău cotată profesional, să spunem. Nu suntem, eu știu, un centru cultural. Deci, important pe viitor va fi modul în care noi vom crea acest produs, modul cum acest produs îl vom pune pe piață și felul în care ne vom ști exprima ca oamenii să înțeleagă ceea ce noi dorim de la ei și ei, în același timp, să colaboreze și să răspundă pozitiv chemării noastre. Să știți că nu va fi ușor. Deci, într-o societate cu atât de mari probleme sociale, într-o comunitate cu atâtea neajunsuri și cu un număr atât de mare, mă refer la rata de șomaj, e foarte greu să găsești persoane care vin la asemenea activități, care vin alături de noi să ne susțină, care ei, la rândul lor, au foarte mari probleme sociale și atunci ți-e foarte greu să-i motivezi să ajute pe ceilalți. Deci de aceea spun eu că ar trebui să, din punctul meu de vedere, cred că acest forum va trebui să aibă un staff de conducere, niște persoane cu poziții în interiorul forumului, care, deci aceste poziții să fie bine stabilite și bine determinate ca fiecare să-și regăsească rolul în acest staff de conducere și apoi cu noi restul membrii acestui forum să creăm proiecte și chiar să structurăm munca în așa fel încât să realizăm ceea ce ne propunem. Cred că e foarte important să plecăm foarte ordonați de la un început, să știm clar liniile care trebuie și etapele care trebuie să le parcurgem și sunt convins că vom avea câștigă cauză. Poate nu va fi ușor, cu siguranță știm cu toții lucrurile acestea, dar cred că putem
putem să realizăm lucruri frumoase. La punctele cheie acolo, în care domnul primar, la frumoasa prezentare pe care mi-a făcut-o, mi-a pus patru puncte cheie, eu aș mai pune unul, e comunicarea, care în această branșă, în această latură, deci comunicarea, felul de a-ți transmite ideile tale și de a le argumenta e foarte important. Deci, cred că unul dintre cuvintele cheie, cred că va trebui trecut pe acea ordine și comunicarea. Vă mulțumesc, mă bucur că vă văd pe toți aici și sunt foarte convins că vă face o treabă bună pentru comunitate. Sunt convins că fiecare în domeniul de activitate, acolo unde ne desfășurăm la locul de muncă, fiecare face și ceva suplimentar. Cei de la școală, am văzut, aveți tot felul de parteneriate, școală după școală, fiecare. Sunt convins că face și ceva benefic în plus. Acum vreo 6 luni de zile, având o discuție despre Sfințitul Episcopul Iardele și Mânătoarei, am căzut de acord să ne axăm ca și parohie un pic și pe partea, bineînțeles, și biserica face educație, până la urmă face educație religioasă, educație spirituală. Am căzut de acord să deschidem un centru creștin pentru copii și tinere. E adevărat, suntem la început, mai sunt și unele critici, sunt pași mărunți, dar cu siguranță încet, încet le vom pune. Facem așa de mult să meargă cum trebuie. Am început prin a veni aici la primărie și împreună cu domnul primar am găsit o modalitate pentru un spațiu. Am primit școala din Dealul Babii, prin hotărâre de Consiliu Local. Și urmează să o renovăm și acolo să desfășurăm tot felul de acțiuni cu copiii, cu cei tineri. La început aveam unele semne de întrebare. Nu știam dacă va prinde sau dacă nu va prinde. Și să știți că a prins nemaipomenit. Mă întâlnesc de 3 ori pe săptămână cu ei. Doresc să mă întâlnesc în toate cele 5 zile, de luni până vine. Dar deocamdată ne întâlnim doar de 3 ori. Marțea, după masă, am făcut un club de un cerc de pictură pe sticlă, icoane pe sticlă. Bineînțeles, un voluntar, un profesor voluntar care se ocupă cu copiii. Vrem de Paști, împreună cu primăria, să facem niște acțiuni frumoase, să expunem lucrările la care ne-am pornit de vreo 3 săptămâni. Am deschis un club de șah. Miercurea după masă, de la ora 6, se întâlnesc copiii. Iar joi după masă, este ziua în care facem tot felul de proiecții de film, tot felul de acțiuni cu toți la grămadă, la bisericuța de sus de pe deal. E adevărat că suntem la început și este bine că ne-am adunat cu toți aici, fiindcă dacă vrem să facem ceva, lucrurile se fac în primul rând prin parteneriat. Cu domnul director de la școala 6, fiindcă la început am crezut că sunt mai puțini copii care vor veni. Dar sunt copii foarte mulți care se pliază pe ceea ce vrem să facem noi. Și la școala 6 am primit o sală, după ce se termină orele, când copiii merg acolo și fac pictură pe sticlă. Bineînțeles, noi își dorim un parteneriat și cu școala 4, și cu școala 1, și cu școala 5. Și lucru benefic, nu neapărat să umplem biserica de copii. Lucru cel benefic este că îi scoatem din fața calculatorului. Îi scoatem de la televizor. Nu-i mai lăsăm, cum spuneau antevorbitorii mei, nu-i mai lăsăm să fumeze după școli, să umple cu serinci și cu alte lucruri. Deci faptul că le dăm o ocupație. Și bineînțeles că și părinții au început să se implice în ceea ce facem noi. În momentul în care am obținut școala de la Dealul Babii, vrem să o modificăm un pic. Și acolo să facem un cerc de obiceiuri și tradiții ale locului. Sunt niște lucruri care nu trebuie să le lăsăm să se piardă. Mai ales că, vedeți dumneavoastră, cei bătrâni încep să se cam ducă. Și ei cunosc obiceiurile și tradițiile cum erau pe timpul. Eu am început, împreună cu Preasfințitul Episcopurie, să pornim acest centru creștin pentru copii și tineret. Pe lângă parohie funcționează o asociație non-profit
O asociație cultural-filantropică, Acțiune Schimb, vine să cu adevărat în limba, în limba greacă. Și, bineînțeles, încet, încet, cu pași mărunți, eu m-aș bucura ca și dumneavoastră ceilalți să aderați la proiectul nostru și să-l facem să fie cât mai funcțional. Să știți că am văzut, e adevărat, e nevoie să se lucreze și cu cei în vârstă. Și sunt persoane sărace, dar să știți că în momentul în care lucrez cu copiii, satisfacția este poate de 100 de ori mai mare ca și cum lucrez cu cei în vârstă, fiindcă ei sunt viitor. Și dacă nu știm să-i modelăm acum cum trebuie, riscăm pe viitor să-i pierdem. Este tocmai pentru a demonstra că asociația Pasul Bultan a fost întotdeauna dispusă la colaborare și deci prezența mea spune că între asociație și PAS, între asociația Pasul Bultan și primărie, nu există barieră și n-a creat o asociație. A fost creată de însăși primărie, pentru că niciodată ideile pe care noi le-am avut cei din PAS, eu fiind președintele asociației, n-au fost luate în seamă. Mă bucur că se constituie acest forum, pentru că, în felul acesta, vom avea posibilitatea să colaborăm mai bine ideile pe care noi cei din PAS le avem, să fie luate în seamă. Nu în totalitate, dar din 10 idei bune, se pot materializa două. Pe viitor, prin intermediul acestui forum, sper să se facă mai mult pentru a dezvolta turismul în Pas Vulcan, pentru a da eficiență telegondolei, care este foarte utilă, este foarte binevenită, dar deocamdată nu mai consumă. Și atunci trebuie să creăm cadrul necesar, cu puținul care există la ora actuală, să dezvoltăm zona. În primul rând, nu știu dacă e cadrul să vă dau ideea. Sau poate este. Eu, de exemplu, pentru perioada de vară, aș trasa măcar două puncte turistice, adică trasee turistice, astfel încât să avem cât mai mulți turiști în Pasul Vulcan. Cu asta putem începe. Nu costă foarte mult, se poate face și cu voluntariat, dar e un început. În primul rând, toți cabanierii de acolo trebuie să aibă posibilitatea și capacitatea de a face turism conform legii. Nu vom putea să cazăm la negru. Nu vom mai putea să cazăm la negru. Acest lucru trebuie avut în vedere de toți proprietarii de cabane care vor într-adevăr să facă turism în Pasul Vulcan. Acum, în altă ordine de idei, aș vrea să salut și eu inițiativa domnului primar. După părerea mea, societatea civilă este coloana vertebrală a democrației. Dovadă face faptul că societatea civilă are un reprezentant în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Lucru foarte important. Îmi exprim speranța că acest forum va acorda o atenție deosebită tinerilor și problemelor tinerilor, pentru că aici sunt sigur că îmi veți împărtăși opinia, numai având o generație tânără bine pregătită profesional și apropiată de comunitate, bine înrădăcinată în comunitate, vom putea să sperăm că pe viitor lucrurile să meargă bine, atât în administrație, cât și în viața de familie și pe toate planurile. Totuși s-a realizat ceva prin acest forum. Pe mine, ce să zic, mă surprinde ideea, toată lumea are gânduri frumoase, toată lumea spune frumos, vise avem, dar am vrea să știm că toate trec prin stomac, în primul rând. Aș vrea să vedem ce putem face pentru tinere care nu au locuri de muncă, pentru tinere care sunt la școală. Spunea doamna directoare că eu colaborez cu școala. E adevărat, colaborez și cu liceul din Vulcan și din Petroșan și din Lupeni. Legătura este foarte gravă. De ce vreau să spun? Niciunul dintre părinți nu a venit odată la una din unitățile mele să întrebe. Copilul meu a venit la școală, a învățat ceva.
și să nu punem negativul în față, ci să vedem această oportunitate ca ceva pozitiv în viața noastră. Să nu ne așteptăm la rezultate spectaculoase într-un an de zile, ci să avem răbdare și așa cum într-o căsnicie întotdeauna căutăm lucrurile pozitive în partenerul nostru, așa să căutăm în fiecare dintre noi numai lucrurile pozitive, să încercăm acele negative să le lăsăm la o parte. Fiecare om greșește în viață, dar poate nu o face cu bună știință sau cu... așa a vrut dumnealui sau dumneai în acel moment. Aș propune acel post de, sau acel președinte onorific al acestui forum să-l alegem și deoarece comunitatea noastră este reprezentată de domnul Pirimal în orice eveniment sau la orice acțiune, eu aș avea propunere și l-aș propune pe domnul primar ca președinte onorific. La grupurile de lucru, în schimb, aș dori să avem coordonatori care să țină legătura cu ceilalți coordonatori de la celelalte grupuri de lucru. Și dacă s-ar putea, într-o lună de zile, aceste grupuri să lucreze și să vină cu niște propuneri de acțiuni. Întotdeauna am fost deschis la nou, am fost deschis pentru a face ceva pentru comunitate, să rămână ceva în urma noastră. Știți cum e întotdeauna în școală vorba volas scripta mane, adică noi vorbim, dar lucruri trebuie făcute, trebuie să rămână scris ceva după noi. Și scrisul sunt obiectivele pe care le facem, ceea ce reușim să realizăm pentru comunitate. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru participare, că v-ați răbit din timpul dumneavoastră liber. Cred că nu a fost o pierdere de timp și în plus de asta trebuie să vă spun că să ne mai cunoaștem mulți dintre noi burcănenii, să vedeți și dintre dumneavoastră să puteți lua legătura, că sunt și alte probleme, doar nu numai acum, că sunt și probleme personale care se pot rezolva direct, din vorbă în vorbă, pentru că aici vă puteți întâlni, nu la colțul de stradă, este organizat și e chiar foarte bine. Vă mulțumesc foarte frumos!